N-am visat eu niciodată când eram mic la țară, la Caracal, și cumpăram discuri de vinil realizate de Electrecord să ajung la sala Palatului. Doamnelor și domnilor, mă îndrept către un alt premiu din zona folclorului. Pentru a-l înmâna, am să invit în scenă pe domnul Dan Diaconescu. Bună seara! N-am visat eu. Dan Diaconescu să dea un premiu la folclor, da. Nu? N-am visat eu niciodată când eram mic la țară, la Caracal, și cumpăram discuri de vinil realizate de Electrecord să ajung la sala Palatului și să ofer și un premiu la aceste gale. Dar cu totuși, la televiziunea noastră am invitat mereu artiști din zona folclorului. Ei au venit tot timpul cu multă plăcere, dar dintre ei unul s-a remarcat, sau o artistă s-a remarcat, în sensul că tot timpul, pe lângă felul frumos în care a cântat, a și vorbit pe sufletul poporului. Artista a fost denumită mai târziu, acum în zilele noastre, Beyoncé de pierșinari. E vorba de Maria Cârneci, artista poporului. Vă mulțumesc, sunt foarte fericită, mulțumesc în câteva cuvinte Electrecordului, cea mai serioasă instituție din România, televiziunii române și radioului național, instituții cărora trebuie fiecare artist dintre noi să le mulțumească, dragii mei, pentru că de acolo au pornit și înaintașii noștri și noi și vor mai veni cu ajutorul lui Dumnezeu și alte tinere talente. Și vreau să vă mai spun ceva, mulțumesc în mod deosebit doamnei Elize Stan că m-a invitat și doamnei Cornelia Andrescu, directorul de la Electrecord, pentru că, mă rog, sunt situații și mai grele, le mulțumesc din suflet, iar ca și o mică veselie, astăzi este ziua lui domnul Dan Diaconescu, îi spunem la mulți ani și vă mulțumesc din suflet că v-ați deranjat la o zi așa de frumoasă să îmi mânați premiul. E o plăcere extraordinară pentru mine, vă mulțumesc și eu din nou tuturor și vă zic să nu ratați ceea ce urmează, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc Electrecord, Maria Cârneci, o lasă la dumneavoastră.